foarte emotiv, și rușine și așa repede îmi vine să și plâng și am emoții, de aceea vreau să mă scuzați. Am numai două mărturii pe care să vă fac din viața mea. M-am botezat în 1999, în cafe merg acolo la pastorul Ioel. Și ca orice, cum se spune, nou copil al lui Dumnezeu, Părintele Dumnezeu, puneți-vă la încercare. Și într-o zi am mers cu fratele Mareș, cu soția lui, prin ei am cunoscut pe Domnul, prin ei ne-am botezat. Am mers din Austria, Slovenia, Croația, Bosnia și înapoi. 4 țări, 8 țări. Mergând încolo, pașaportul, 99, era cu vize, cu controle, nu ca acum, EU. Și dau pașaportul, intră în prima țară, se uită, bun. A doua țară, bun. A treia țară, bun. La patra, bun. Miu înapoi. Și am ajuns deja la graniță cu Austria și totuși nu am niciun vize în pașaport. Deci am trecut prin 7-4 țări, la dus, întors și am intrat, deja trebuia să intrăm în Austria. Până acolo am fost la o piață, era foarte piață mare și am făcut cumpărături. Și cu bagajul m-am văzut, am luat și gogoșare, am luat și un covor, de se vedea din avion că suntem auslende, cum să zicem, când se român. Și când am venit la vamă, o codă la vamă de numai. Și am spus la... M-am rugat la Domnul așa, singur, fără spune mie, și Doamne, dacă există, fă ca să intru la Austria, fără să pună viză și austrieză. Și am trecut prin 7, el lasă în 8-a, dar în Austria se punea la ștabilă. Și mergea încet rândul și când înainte să ajung eu la vamă, deci era o codă lungă, o vamă și îmi face cu mâna. Haideți aici, nu zic, gata de voi. E controlează, cu văzut, atâtea mașini, nu știu ce, îmi face cu mâna, haideți. Și da, mi-e deschide o altă vamă și buf, du-te. No, și atunci m-am gândit, uite, bunul Domnul la cercare și mi s-au arătat Domnul că... Și încă nu știu, după un an, doi, am avut ceva la genunchi. Am avut așa o durere mare. Mergeam așa pe stradă și mă strâng așa piciorul, că fiica mea era așa, 11-12 ani. Și tată, ce s-ar așa ca un animal? Vorba vine. Dar așa, de durere, așa mă durea. Și mă duc la doctor și îmi spune, da, mă controlează, trebuie să facem operație. Și îmi face, știu, peste o lună, termin. Trece, pe lună, două, trei, mă durea. Și mi-a pus, așa, o bată așa rotundă, Diana, așa, care tare. Și am pus aici și moans. Și mi-s făcut o bubă. Și în ziua când am fost să mă duc eu la spital, m-am și dezbrăcat, cu pijamale, m-am pus și mă duceam la control. Și ăștia când văd acolo buba, și domnule, nu putem să ne apucăm de operație, că acolo ai vundă, și se spune. Deci am avut o bubă. Nu, bun, atunci, când se vindecă, zice, vii și mi-e spui și să facem la termin. Bun. Și odată la noi la biserică, cheamă păstorul în față, face rugerea. Și m-am pus și eu în față. Și sunt sănătos și ziua de astăzi. Nu mă operați, nu nimică. N-am mai zărit ca un dojmeal, când spune frica mea, totul a trecut cu bine.